Joana nu reprezintă românul. Domnul Joana vine dintr-o familie care era din servicii. Domnul Joana a fost de cele mai multe ori numit în funcțiile pe care le-a deținut. Domnul Joana este, în general, se pare înconjurat așa de nenoroc și de ghinion, să nu spunem altcumva. Și domnul Joana vine să ne spună, deci acest curaj, acest, nu i-aș spune curaj, tupeu, mă scuzați, da. Să vii să spui că după ce tu ai participat la PSD, la acei moguli, la acei baroni, ai domnit peste ei, da, atâția ani de zile, vii acum să ne spui în 2024 că tu vei face politică altfel. Adică îmi arăți degetul sau nu înțeleg ce e aici. Doi, domnul Joana este înconjurat de foarte multe scandaluri de corupție. Nu le justifică. Domnul Joana a fost secretar ajuns la NATO. Cât ați auzit pe domnul Joana să vorbească despre starea armatei românești? Domnul Joana putea să fie cea mai puternică voce în acest domeniu. L-ați văzut pe domnul Joana prin cazarmele? Nu, armate. Ați văzut să-i pese lui. Uite, sunt români. Sunt români și eu de acolo, de la NATO, vin să văd cum arată armata noastră. Au echipamente, au unde să se antreneze, care este, au tot ce le trebuie, adică militarii nu sunt acolo să facă curat, să șteargă pe jos, să facă de mâncare, să. Armata este acolo și militarii noștri sunt acolo pentru un scop foarte bine definit. Și cine ești tu dacă nu ai o armată puternică? Ideea este că trebuie să ai o armată atât de puternică încât nimeni să nu îndrăznească să te atace. Așa, armata este subordonată, da? Deci cea mai mare bubă a domnului Joana, în final și la urma urmei, că poate atât eram noi de fraieri, de uitam ce s-a întâmplat și cu PSD-ul și tot, dacă el în ultimii ani la NATO începea să vorbească despre armata din România. Nu a făcut-o și să vină și să ne spună că el reprezintă românii sau că el vrea acum să fie președintele românilor, este o batjocură. A doua întrebare pe care aș avea-o pentru domnul Joana este să ne spună în fața tuturor dacă deține cetățenie americană. Da, a treia întrebare și mi se pare dezgustător că atât domnul Ciolacu cât și domnul Joana vin și promovează avortul într-o țară 85% creștină. Când tu vii și spui, susțin dreptul la avort, asta este promovarea avortului. Îi spui unei fete de 15-16 ani că e ok să faci avort. Îi promovezi această schemă. Cum se poate ca doi bărbați în România, care sunt cotați acum să intre în turul 2 de prezidențiale, vin să ne spună nouă despre dreptul la avort? Rușine. Mai mult decât rușine, poate nu există un cuvânt pe care să-l găsesc eu acum în românește, disgrace. Adică ai căzut din grație și din onoare.